Pe 10 martie, Consiliul Național Secuiesc pregătește o manifestație de amploare la Târgu Mureș, unde se așteaptă să fie prezenți peste 40.000 de maghiari din Transilvania și nu numai. Cu acest prilej, se dorește să se comemoreze cei 3 martiri executați în 1854 de către austrieci și totodată se vrea a fi un amplu protest privind reforma administrativă a României, respectiv se dorește autonomia pe criterii etnice. Prin sentința numărul 16 din 2016, Tribunalul Mureș somează Primăria Târgu Mureș să autorizeze pe data de 10 martie 2016 marșul organizat de Consiliul Național Secuiesc între orele 16 și 19 de la Monumentul Secuilor până la Prefectura Mureș. Contactat telefonic, liderul Consiliului Național Secuiesc, Ijac Balaj, spune: scopul acestei întruniri este comemorarea secuilor martiri, secuii martiri Galfi Mihai, Horvat Caroi și Tărăt Ianoș au fost executați în data de 10 martie 1854 la Târgu Mureș de către autoritățile austriece pentru că au organizat spiritul Revoluției Pașoptiste din 1848 o rebeliune împotriva Imperiului Austriac. Au fost executați în Târgu Mureș în 10 martie 54. Cu această ocazie, cu ocazia comemorării, noi dorim să exprimăm și dezideratele de autonomie a Ținutului Secuiesc, deci o autonomie administrativă a regiunii. Noi dorim ca legiuitorul, forul legislativ și guvernul României să ia în considerație voința exprimată a populației din acest ținut, de exemplu, pe parcursul reformei administrative, la împărțirea administrativă sau reîmpărțirea administrativă, care este acum un subiect la ordinea de zi. Și am dorit ca relațiile culturale ale populației, chiar criteriul etnic, să fie luată în considerare la delimitarea unităților administrative teritoriale, cum este de altfel și în legea Toi pe 1968, prin care au fost înființate județele actuale. Deci, pe lângă criteriul geografic, economic, legea prevede ca criteriu obligatoriu și cel etnic și relațiile culturale ale populației.